Serviciul de Informații și Securitate și Centrul Național Anticorupție vor avea acces la imaginile video transmise de camerele de supraveghere a circulației rutiere, controlul traficului. Imaginile vor putea fi accesate în regim online fără a avea acces la datele înregistrate de sistem. În scopul prelucrării sau modificării acestora, prevederile în acest sens se conțin într-un proiect de hotărâre publicat pentru consultări publice. Potrivit inițiativei, modul de accesare și vizualizarea informațiilor din sistem se va efectua de către un număr strict determinat de ofițeri de informații din cadrul SIS și ofițeri de investigație din cadrul CNA. Aceștia vor fi autorizați corespunzător din partea factorilor decizionali, totodată ofițerii nu vor avea acces nelimitat în regim de monitorizare instant prin intermediul acestui sistem, accesul fiind condiționat de normele legale. Necesitatea acordării unui astfel de acces se justifică prin sporirea capacităților Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție în domeniul prevenirii și combaterii acțiunilor care afectează securitatea statului, precum și implicarea acestora în procesul de combatere a corupției și actelor conexe corupției, precum și recuperarea bunurilor infracționale, argumentează Ministerul Afacerilor Interne, autor al proiectului. Momentan, informația din sistem poate fi accesată și vizualizată de angajații din cadrul Serviciului Tehnologii Informaționale, Inspectoratului General al Poliției, altor autorități administrative din subordinea Ministerului de Interne, precum și din cadrul Serviciului Protecție și Pază de Stat, cărora le revin atribuții în domeniul de asigurare a ordinii publice, prevenirea și curmarea infracțiunilor și altor încălcări ale legii. Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere actualmente este constituit din 73 de posturi, dintre care 48 de posturi de supraveghere a circulației rutiere sunt amplasate în municipiul Chișinău. Totodată, pe traseile naționale și în Chișinău urmează a fi construită 23 de posturi noi. În acest sens, se elaborează documentația de proiect, proiectarea construcțiilor, elementelor de rezistență, a rețelelor electrice și proiectarea topo-geodezică și geologică.